Ciumarca satului Godeanu, un simbol pentru județul Mehedinți. În fiecare an de ciumarcă, credincioșii din zona de munte a Mehedințiului se adună ca la o nedeie adevărată. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a primit cea mai înaltă distinție episcopală în cadrul acestui eveniment religios. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Ciumarca este o sărbătoare instituită de însuși Sfântul Nicodim de la Tismana, ocrotitorul episcopiei Severinului și Strehaiei. La Godeanu, ciumarca se ține întotdeauna în prima vineri după sărbătoarea Sfinților Împărați, Constantin și Elena. Preasfințitul Părinte Nicodim a fost încântat să participe la această slujbă religioasă de o mare importanță pentru creștinii din zona de munte și nu numai. Acest obicei este unul foarte popular printre mehedințeni, Preasfințitul Părinte Nicodim considerând ciumarca o slujbă reprezentativă pentru întreg județul Mehedinți. Iubiți credincioși, în această zi de aproape sfârșit de mai, ne-am rugat aici, la poalele crucii, pe acest vârf de deal al satului Godeanu, așa cum a început să devină tradiție, la această ciumarcă a comunei Godeanu, l-am rugat pe domnul președinte Aladin Georgescu să fie alături de noi, fiindcă dorim ca ciumarca comunei Godeanu, cum am spus până acum, nu a satului, ci a celor patru sate, să devină ciumarca județului Mehedinți. Iubiți credincioși, noi am venit până aici foarte bine datorită drumurilor bune. Aceasta se datorează implicării domnului președinte Aladin Georgescu, care a reușit să aducă fondurile necesare să depună și să câștige finanțări europene. În cadrul slujbei, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a primit din partea Episcopiei Severinului și Strehaiei cea mai înaltă distinție, Crucea Mehedințeană. Acesta a fost onorat să primească această gramată episcopală, fiind vădit emoționat de evenimentul la care a luat parte. Domnule președinte, din partea Episcopiei noastre, dorim să vă încredințăm cea mai înaltă distinție pentru mireni, Crucea Mehedințeană. Am această mare onoare să primesc din partea Episcopiei Severinului și Strehaiei această gramată episcopală. Nu știu dacă ceea ce am făcut în acești ani prin parteneriatul și respectul pe care l-am arătat față de preasfinția sa și față de Episcopia Severinului și Strehaiei meritam o astfel de distinție, dar dacă n-am făcut suficient până acum, promit să fac de aici încolo, preasfinția voastră, să știți că ceea ce am făcut până acum și voi face în continuare, nu fac decât pentru că așa consider eu că trebuie să fac un președinte al Consiliului Județean, pentru că oamenii asta își doresc, să aibă în astfel de funcții la Consiliul Județean, la primării, oameni care stau mereu cu fața către cetățeni, către nevoile lor, problemele lor și să le asigure un confort decent pentru traiul de zi cu zi. Este nevoie să credem în Dumnezeu, este nevoie să fim alături de biserică și așa vom fi în continuare, preasfinția voastră. Cunoscută și sub numele de Moartea Neagră, ciuma a fost una dintre cele mai violente pandemii din istoria omenirii, despre care se crede că ar fi izbucnit în Asia, răspândindu-se în Europa după anul 1347, unde a creat mare panică. Este însă nevoie ca noi, asemenea Sfântului Nicodim, cu rugăciune, cu post, cu smerenie, cu umilință, cu pocăință, cu iertare, cu împăcare cu toți ai noștri, să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Iar ziua de astăzi este pentru noi o chemare de felul în care nădăjduim să ne fie ascultate rugăciunile. Post și rugăciune, smerenie,
unitate într-o credință. Ciumarca reprezintă o zi specială ce se sărbătorea pentru apărarea de ciuma. Aceasta a fost instituită de Sfântul Nicodim de la Tismana, care, ajungând în satele Mehedințiului, a constatat că acestea erau bântuite de ciumă, o boală molipsitoare care a decimat populația Europei în secolul al XIV-lea. Sfântul mergea prin sate în zilele de vineri, făcea rugăciuni împreună cu toți locuitorii ca molima să ia sfârșit. Rânduiala se păstrează și astăzi. Nu uita că ești român, nu uita că ești român, că rădăcina ta de veacuri să înfintă în ocor. Și nu poate zbulciun viscol trecând.